Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la retrospectiva știrilor acestei săptămâni. Consiliul Județean Vrancea și-a desemnat reprezentanții în mai multe instituții publice din județ. Acest lucru s-a întâmplat în cadrul primei ședințe ordinare a Consiliului Județean, în noua componență rezultată în urma alegerilor din luna iunie. Ședința a fost condusă de vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea, Ionel cel Mare, și secretarul județului Vrancea, Raluca Dan. Astfel, din Comitetul de Organizare pentru Nominalizarea Membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vrancea, vor face parte vicepreședintele Ionel cel Mare, Gianni Doru Bălan, Mircea Adam și Cătălin Răducanu. Reprezentant al asiguraților, delegat în adunarea reprezentanților constituită la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, din partea Consiliului Județean, va face parte medicul Valentin Ochean. În cadrul Comisiei de analiză a contestațiilor privind recrutarea și încorporarea, Consiliul Județean Vrancea va fi reprezentat de vicepreședintele Ionel cel Mare. Consilierul județean Dănuț Cristian va reprezenta Consiliul Județean în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar de Educație Inclusivă Elena Doamna Focșani, iar vicepreședintele Dragoș Bârlădeanu va reprezenta Consiliul Județean în Consorțiul de Administrație al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est. Reprezentantul Consiliului Județean Vrancea, care va face parte din Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Sfântul Pantelimon Focșani, este medicul stomatolog Mihai Nedelcu, iar supleant a fost desemnat consilierul județean Cătălin Ghețu. Din Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Vrancea va face parte vicepreședintele Dragoș Bârlădeanu. Totodată, în cadrul ședinței au fost validați și doi noi consilieri din partea Partidului Național Liberal, Andrei Paul Lungu și Victor Ciumac. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Vrancea. Așa să mă ajute Dumnezeu. O situație ciudată a apărut la Spitalul Militar din Focșani. Directorul Constantin Adochiță a explicat că Ministerul Apărării nu mai vrea reprezentanți din cadrul Consiliului Județean și că a trimis într-un plic ordinul și membrii Consiliului de Administrație. În replică, Raluca Dan a spus că un ordin nu poate modifica o lege și a propus să fie numit un consilier în Consiliul de Administrație al Spitalului Militar din Focșani, urmând să se stabilească dacă acesta va participa sau nu la ședințe. Conform Ordinului Ministrului Apărării Naționale M129 cu îmbunătățirile din 12 ianuarie 2015, conform cu Ordinul Ministrului Apărării Naționale M83 din 28 iunie 2016, în componența Consiliului de Administrație al Spitalului Militar Focșani, ca oricărui alt spital militar și policlinică militară din țară, nu intră un membru al Consiliului Local sau Județean. Am să vă rog să verificați, eu sunt într-o situație neplăcută, dar acestea sunt ordinele după care noi, militarii, ne ghidăm, le urmăm. Este Ordinul Ministrului Apărării Naționale M83 din 28 iunie 2016, care vine și completează M129 îmbunătățit din 12 ianuarie 2015. De ce spun că regret acest lucru, regret această structură impusă de Ministrul Apărării Naționale? Pentru că doresc să afirm cu această ocazie, dacă tot m-ați invitat, că Spitalul Militar Focșani este o unitate spitalicească de mare importanță în tot județul și care, din păcate, datorită acestor îngrădiri, până acum nu a simțit absolut deloc sprijinul Consiliului Local, Consiliului Județean. I-a fost reprezentat în Consiliul de Administrație al Spitalului Militar Focșani, știe foarte bine despre ce vorbesc. Încercăm factorul politic local, factorul politic național, să găsim o legătură, o consonanță între ordinele Ministrului Apărării Naționale și celelalte ordine care sunt date, astfel încât să poată fi și să poată și ajuta, așa cum este normal, un membru al comunității locale. La solicitarea dumneavoastră, verificând legile, dacă nu mă înșel, 295, dacă nu mă da, este o lege care specifică că în Consiliul de Administrație se regăsesc reprezentanții autorităților locale. În mandatul trecut, Consiliul Județean Vrancea a avut un reprezentant. Nu ne-ați adus la cunoștință de cele două ordine de care faceți vorbire, da, ale Ministrului Apărării Naționale, nu sunt publice, cel puțin nu, noi n-am intrat în posesia lor și cred că ar fi fost corect să ni le comunicați și nouă, cu atât mai mult cu cât până la data de 22 iunie din vechiul Consiliu Județean a fost un reprezentant și chiar un supleant la dumneavoastră în Consiliul de Administrație. Deci s-a modificat ceva între 22 iunie și data de astăzi? Dacă da, legea, din păcate, la care noi facem referire și pe care am luat-o în preambulul hotărârii și la care ne-am raportat, este în vigoare. Dacă există alte două ordine, dar care au caracter intern,
care nu sunt publice și care nu au fost aduse nouă la cunoștință? Doamna, nu știu. Pe ordinea de zi s-a aflat și aprobarea documentațiilor tehnice pentru mai multe investiții. Drumul județean 205P, care trece prin comunele Bolotești, Garoafa și Milcovul, va fi modernizat din fonduri de la Consiliul Județean. Tot în ședința ordinară de marți, plenul Consiliului Județean a aprobat încheierea convenției pentru eliberarea cardului european pentru persoanele cu dizabilități între Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și Consiliul Județean prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea. Organizația Salvați Copiii România a donat secției de neonatologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Sfântul Pantelimon din Focșani 5 echipamente performante. Valoarea acestora se ridică la 25.000 de euro. Începând de astăzi, secția de neonatologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Sfântul Pantelimon din Focșani are 5 echipamente medicale profesionale. Donația a fost făcută de către organizația Salvați Copiii România și este în valoare de 25.000 de euro. Noile aparate vor ajuta copiii născuți prematuri să supraviețuiască și să aibă șansa unui viitor mai bun. În urmă cu 2 ani de zile, maternitatea Spitalului Județean de Urgență Sfântul Pantelimon din Focșani a fost dotată cu un aparat pentru suport respirator, donat tot de către organizația Salvați Copiii. În proiectul Fiecare copil contează, organizația Salvați Copiii a donat până acum, din 2010 până în prezent, 58 de maternități din toată țara cu echipamente medicale performante. În 2016, planul este să dotăm încă 29 de maternități din România, la fel cu echipamente performante care să ajute nou-născuții prematuri să supraviețuiască. Datorită acestei organizații Salvați Copiii, avem șansa să salvăm de adevărat de la copii, pentru că am fost dotați cu aparatură începând de anul trecut, cu întâi un CPAP, iar în prezent tot aceeași organizație ne-au dotat foarte multe, din punctul nostru de vedere, aparate și foarte, foarte bune și utile, și anume un ventilator, monitoare și pulsoximetru, laringoscoape, deci chiar toate sunt pentru reanimarea nou-născuților. O să încercăm să facem și noi un pic mai mult, pentru că dacă avem aparatură putem să lucrăm mai bine și să obținem rezultate, ca să nu mai avem nevoie tot timpul să trimitem maternități mai mari. Poate reușim, mai ales că și în prezent avem pe lângă cei doi medici care lucrăm în acest spital, a mai venit și un nou medic specialist, care a terminat rezidențiatul și care se va implica, și chiar se implică foarte mult, în tot ce înseamnă reanimare și îngrijirea nou-născutului. Mulțumim foarte mult acestei organizații, pentru că deocamdată sunt singurii care au avut grijă de noi și le mulțumim încă o dată și sperăm că vom colabora și în continuare în același stil și să și folosim aparatura ca să ne fie utilă și, mă rog, să o fie tot timpul folosită la parametrii care trebuie, pe care îi așteaptă și ei și noi. Salvați Copiii este o organizație neguvernamentală de utilitate publică care militează activ pentru drepturile și protecția copilului din România din 1990, în acord cu prevederile Convenției Națiunilor Unite și cu privire la drepturile copilului. Programele organizației sunt adresate tuturor copiilor cu atenție deosebită către cei aflați în situații dificile, copii din comunitățile dezavantajate, copii victime ale violenței, exploatării prin muncă, traficului sau neglijării. În cei 26 de ani de activitate, peste 1.100.000 de copii au fost implicați în campaniile și programele desfășurate de către organizație. Comisia pentru Siguranța Circulației, creată prin dispoziția primarului municipiului Focșan, Cristi Misăilă, a decis ca mai multe străzi din municipiu să aibă sens unic. Mai mult, drumul Focșan-Petrești va fi închis până pe data de 9 septembrie pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare. Mai multe străzi din Focșan vor avea tronsoane cu sens unic pentru a fluidiza traficul rutier intens în aceste zone. Noile reguli au fost discutate în ședința de constituire a Comisiei pentru Siguranța Circulației, creată prin dispoziția primarului municipiului Focșan, Cristi Misăilă. Această comisie are rolul de a realiza un cadru de cooperare instituționalizată a tuturor factorilor responsabili în domeniul traficului rutier și pietonal. La propunerea cetățenilor din zona străzii Maior Gheorghe Sava, comisia a analizat posibilitatea transformării acestei porțiuni de drum în arteră cu sens unic. Urmează ca, în viitorul apropiat, strada să fie semnalizată corespunzător circulării, doar în sensul de mers dinspre strada Duiliu Zanfirescu spre strada Ana Ipătescu.
Membrii comisiei au analizat și alte posibilități de fluidizare a traficului, în special în zona centrală a orașului, unde sunt multe instituții publice, magazine, iar găsirea unui loc de parcare este o aventură în orele de vârf. Prima hotărâre a comisiei a fost restricționarea temporară a traficului pe ambele sensuri ale tronsonului de drum Petrești-Focșani. Astfel, pentru a se putea finaliza lucrările de reabilitare, începând de mâine și până pe 9 septembrie, porțiunea de drum în cauză va fi închisă traficului de luni până vineri, în intervalul orar 9-18. Astăzi, la ora prânzului, se efectuau lucrări de reabilitare a drumului, dar unii șoferi au fost nemulțumiți că nu li se permite accesul spre locațiile la care aveau treabă. Am vrut să intru aici în livadă, în stânga, pentru că am o lucrare aici la una din casele astea. Și dumnealui nu m-a lăsat ca să intru, spunându-mi că drumul este închis pentru lucrări și pentru că numai riveranii au voie. Și eu le zic că locuiesc aici, în zonă. Nu, imediat să treci dincolo, să nu mai vii niciodată pe aici. Și doamne, dar pe mine nu mă lași și pe alții lași, pe ce am stat aici la rând și vedem câți au trecut. Deci numărați de mine până acum cel puțin 20-30 de mașini, care unuia nu i-a cerut nimeni buletinul. Poliția stă, nu știu de ce stă, poliția stă și acolo și dumnealui face legea aici, în locul poliției. Să vedem ce, câți ori să mai treacă. Dar sunt curios cine a făcut legile astea, cine trece și cine nu trece. Pentru decongestionarea traficului în oraș, Comisia a mai stabilit crearea unui punct internodal pentru transportatorii care vin din sudul județului prin transformarea parcării din zona aleii stadionului în punct terminus pentru rutele județene și preluarea călătorilor de către Societatea de Transport Public Focșani. Fenomenul incendierii miriștilor și a vegetației uscate a luat amploare pe parcursul lunii trecute. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vrancea au aplicat două sancțiuni contravenționale în valoare de 5.000 de lei pentru două persoane din Suraia și Ciorăști. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea atrage atenția asupra riscurilor la care se expun cei care dau foc la miriști fără autorizație. Pompierii precizează că în luna iulie au avut loc 41 de astfel de evenimente pe terenurile agricole din județul Vrancea. Fermierii care vor să dea foc la miriști trebuie să solicite autorizație și să respecte niște reguli stricte. În caz contrar, sunt pasibili de amendă. Ca urmare a arderii resturilor vegetare, fără obținerea permisului de lucru cu focul, Inspecția de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Anghel Salini al județului Vrancea a sancționat contravențional cu amendă două persoane fizice din localitățile Suraia și Ciorăști. Cuantumul sancțiunilor a fost de 5.000 de lei. Pentru diminuarea numărului de incendii de vegetație uscată, în perioada următoare, inspectorii de prevenire vor continua executarea controalelor tematice inopinate pe linia apărării împotriva incendiilor și se vor deplasa la locul intervenției, aplicând sancțiuni contravenționale în situațiile în care se constată încălcarea prevederilor legale în vigoare. Direcția pentru Cultură Vrancea a aplicat în luna iulie două amenzi de câte 8.000 de lei fiecare proprietarilor de clădiri monument istoric. Este vorba despre Gara Odobești și despre școala comercială din municipiul Focșani, situată pe strada Cotești. Potrivit unui comunicat al Direcției pentru Cultură Vrancea, în luna iulie acestui an au fost aplicate două amenzi în valoare de câte 8.000 de lei fiecare pentru proprietarii de clădiri monumente istorice pentru neîndeplinirea obligațiilor privind protejarea, conservarea și restaurarea monumentelor istorice. Amenzile au fost aplicate proprietarilor de la Gara Odobești și școala comercială din Focșani, situată pe strada Cotești. În lunile februarie și aprilie ale acestui an, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a sancționat contravențional cu avertisment proprietarii celor două monumente istorice și le-au fost impuse măsuri și termene necesare în vederea protejării, conservării și restaurării monumentelor istorice. Astfel s-a dispus igienizarea, toaletarea vegetației, securizarea și întocmirea de expertize tehnice la cele două monumente istorice. Aceste măsuri nu au fost îndeplinite de către proprietari în termenele stabilite, drept pentru care s-a procedat la sancționarea contravențională cu amendă. Totodată, Direcția pentru Cultură Vrancea a aplicat un avertisment proprietarului unei case de pe strada Nicolae Titulescu din Focșani. În acest caz s-a dispus ca în termen de 60 de zile să fie întocmită expertiza tehnică prealabilă documentației pentru consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentului istoric. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi frumoasă ca aspect, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperaturile minime se vor încadra între 22 și 24 de grade Celsius, iar cele maxime între 34 și 36 de grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să aveți parte de o seară cât mai frumoasă. La revedere!